Înainte de începerea videoclipului, vreau să vă anunț că în descriere aveți linkul de la un grup de Facebook dedicat gamingului, unde au loc giveaway-uri zilnice și mai aveți și pagina adminului, de unde mai puteți să luați legătura cu el în legătură cu întrebări legate de grup, etc. Aveți linkurile în descriere, dacă nu aruncați o privire, ați dat de dracu. Acum să trecem la episod. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Hai că mă obișnuiesc de pe CSGO să tot apăs F. Stai că mi-am aruncat și pistolul bun. Mai joc și niște CS Source, că n-am mai jucat de mult și am zis de dragul seriei, de dragul acestui joculete. Aoleu, ce-a venit asta cu P90 în mine. Ok, se vede că mi-am cam ieșit din mână. Hai, spawnează-mă. Am setat să-mi dea arme random, n-am setat să joc cu o anumită armă, ca să nu ziceți după aia că vai că joci numai cu arma care știi tu. Dacă vă arăt că pe CS Source știu să joc cu toate armele. Pe CSGO cred că poți și pe, dar pe 1.6 nu. Aaa, ce luam și pe ăla. Hai, spawnează-mă aici. Parcă mi-am auzit și sistemul, mi-a vibrat și telefonul, bun. Nici nu știu ce update-uri să mai fac. Nu m-am nici luat un comentariu ceva să am și-o pe aici pe fundal. Pentru că de ce nu? Tot ce fac în viață e de ampule. Și cam așa de ampule au să fie și rezultatele. Hai să încerc să... Bă, mă ieși picioarele. Hai să încerc să fiu ca un oricare alt gamer, youtuber român de succes. Mergem cu M4A1. Am pus amortizor. Mergem acum pe uși. Tragem câteva gloanțe. Era mișto pe GTA când ziceam urcăm în mașină. Dar mă rog, hai să nu mai facem mișto de lume. Revenim la oile noastre. Ceva prostie să-i făcut și eu să mai povestesc, că parcă pe jocul ăsta sunt mai eu așa, însă nu știu. Se vede că am copilărit într-un... Nu chiar copilărit cu jocul ăsta, că joc destul de târziu, de pe la vreo 14-15 ani, cam așa. Cred că aveam aproape 15 ani când am început să joc Source. Ce să mai povestesc, nici nu știu. N-am nicio idee. Astăzi e Sfântul Ilie, mi se pare. Nu prea le-am cu astea, dar pentru cei pe care îi cheamă Ilie și mă refer... La toate cunoștințele voastre, le rezum un căldros la mulți ani să facă cinste, că altfel e de prost gust dacă e ziua ta și nu fudeai de băut. Și acum eu să ziceți, dar ce suntem copii și ce mă? Be, bă, faceți cu Teddy, cu ce faceți voi copii? No, 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 am și burit, bun. Ok, stai că de data asta îl prind pe frar, ia mă, ce-mi dă? Bun, hai că asta e bună. Dacă e error, lăsați-mi un comentariu cu care este CS-ul vostru pe frar. 1.6 Source, Global Offensive. Aoleu, ce-a dat cu granada aia, mi-a dat să-mi țiuie. Nu, 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 m-a luat. Iar ăsta cu P90-ul lui, stai. Ce armă îmi dă, hai mă. Siringă, să moară, gibelan că-mi dă asta siringă. Stai că mă pun la sniper pe aici, printre uși. Și evident nu știu să trag cu sniperul niciun CS, se pare. Sunt un adevărat canterist foarte devot. Pe lângă cap s-a dus. Dă mai bine pistolul. Vedeți? Cu pistolul știu să dau. L-a luat. Stai că mă duc înainte cu sniperul. Am zis că așa, poac, îi dau una. Ar trebui să încerc chestia aia cu... Ce n-ai bai acolo jos? Trebuie să nu să văd. Poate e din aia cu o femeie dezbrăcată ca pe Fire Snow pe 1.6. Atât mai trebuie să mai primesc acum un strike pentru pornografie în videoclipuri. Dar dracu de YouTube cu regulile sale, că nu-i mini max aici. Stai că l-ai acolo. De aici, fraiere. S-a urcat în turn, ce ai naiba făcut? Ia că mă urc eu. Ia uite-l sus. E, știam eu că s-au spus pe aici. Să nu cad. Aproape mi-a cumpărat CS Source-ul de pe Steam. Am văzut că s-a mai și ieftin, nu mai e 20 de euro. Plus că aveam deja 1.6-le și Global Offensive și Condition Zero cumpărate. Și așa am putut să-mi iau pachetul ăla mai ieftin cu toate CS-urile. Acum ar fi mișto să se lanseze Global Offensive 2 între timp. Pe lângă am dat. Stai că-l prind acum prefer. Hai mă spawn. Bun, m-au spawnat. Și am reușit să le iau cât de cât mai ieftin. Mă, se vede că n-am prea mai filmat de mult, că am avut ce treburi am avut. Știți voi, cu umorul ăla am fost mai mult pe la controle, pe la analize, investigații, operații, spital, bla 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 bla. Apropo, hai dacă tot aici vă zic niște întâmplări din spitalele noastre românești. Nu știu cum am noroc să nimerez mereu cu
boșorogi în salon, dar care-i dracu să-ți fure. Zici că sunt locomotive în halul ăla să brăsună. Dar nimeni cu niște moșnești nebuni, mă rog, unul nebun și unul care lua niște pastile antidepresive, somnifere și fără alea intra în sevraj. Deci alea erau ca niște droage. Ui fost că fuzeze și anestezia și de-aia. Bă, da, într-o seară a început moșul ăla să joace cu sonda. În caz că nu știi ce aia sonda, la ăștia bătrâni ca să nu se pișe pe care au problemă de urinat sau... La mor pe unul grenada sau ce? Parcă mi-a părut BP de ăla sau ce dracu e. A, uite, 50 pu grenade kill, bun. E o sondă, adică nu știu cum îți bagă un furton pe puță conectat la o pungă în care se duce tot pișelău. Și ăla începe a s-o pipă acolo într-una de o vărsase pe toată. Vine o infirmieră mai înțepată, așa mai dură. Și ea, de ce ai vărsat asta? Dar moșul ăla acolo cu vocea lui răgușită, bătrân cât avea, nu știu cât avea, dar era bătrân oricum. Îi zice, n-am vărsat niciun strop, deși patul era plin acolo. Și a vărsat toată aia, după aia a început cu sticlele. Își pipă aia la sticle, acum ce dracu, se juca cu sticlele cu apă și a făcut patul fleașcă. Îi schimbă femeile de acolo ce se ocupau de pacienți, îi schimba șternutul. Mă, câte gloanțe am de rezervă, mă, acum am văzut. Îi schimba șternutul, întoarce pe o parte, pe moș, una dintre infirmiere, începe moșul, au, 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 de la care și doamna infirmieră începe, ah, ce de face așa, ah, la un moment dat tot stătea pe telefon, nu știu la ce se uita, a venit în, să vadă dacă mai face ură moșul și face, a, mă scuz că te-am deranjat, sunt la linia fierbinte, sau la linia erotică, nu, linia fierbinte, parcă a zis. Deci o total cu firmiera aia ce-i zicea la nebun. Nu nebun, intrase în sevraș săracul om. După aia începea să tragă de sonda aia acolo, deci făcuse... Deci ca ai de imagine, cum e să aveți un furtun în fi pe Gorica acolo unde se scurgă tot pișatul și ăla... Efectiv tot tragea de aia, nu-i dădea drumul. Aș putea să pun acum filmulețe cu tot tragea acolo și se... Cum se uita la noi cu ochii beli și se tot pipea punga aia și se scurgea pișelău în pat. Dar nu cred că vreți să vedeți așa ceva. Focuse-mi eu câteva filmulețe. Ce chestii puteam să facă, dar măcar râdeam. După aia, ăla era operat la picior. N-avea voie să se ridice din pat, trebuia să stea numai în pat. Și ăla, al dracu, nu știu, făcea cu toate puterile să dea jos din pat. Am chemat infirmiera. I-a pus gratii din alea lângă pat, gen cum e la pătuțul de copii să nu se dea jos. Așa și ăsta i-a pus. Încerca acolo, băga la un dat piciorul, a rămas piciorul înfipt acolo. Tot așa se mai face noapte. Nu mai știu să facem. Să băgăm acolo. Eu aveam mâna în gips. Toată mâna imobilizată cu operația mea. Mai era un moșot așa la pat, nu putea să se dea jos că avea ceva la șold. Altul avea ceva la picior. Deci nu prea aveam ce să facem să-l oprim dacă se dădea jos. Și probabil am stat eu cu ochii pe el până pe undeva, nu știu, stăteam pe telefon, era lumină. Și nu mă laud pe moș acolo. Pornesc blitzul la telefon să văd ce naiba face. Avea piciorul înfipt în afară și unul printre gratii, unul peste gratii pus. Vă conduc, ce naiba să-i fac? Stau așa cu blitzul, mă uit să văd ce face. Văd că probabil și-a pus picioare la loc. Și s-a pus la culcare. N-am mai scos niciun sunet după aia. Dimineața a început iar cu sticlele, de-abia adormise și eu, a început cu sticlele, a fost fain. După aia când au venit rude pe la el că de nevasta, copilul ale, mă rog, fisul, copil când te gândești, na, fisul, că el te-a mai omul, poliția, să nu știu ce era. Începea să delireze, făcea, tine zicea nouă, ceva să dăm cheia de la tractor, chestii de gen. Apoi vedea o mașină pe acoperiș, deci începea să delireze. Se face seara, îi dă nevastă să ia lua pastilele alea. A trecut efectul, nu mai avea niciun regim, că fusese anesteziat. Și dă pastilele ce avea antidepresive și somnifere, că nu poate să doarmă. Nu poate în general să doarmă până să se fie pățit ce a pus de a veni la spital și l-a operat. Îi dă pe la ora 7 acolo, fac asistentele schimbul de tură. N-a informat nimeni asistentele că i-a dat nevastă să medicamentele și am mai dat și o asistentă încă un rând de pastile. Și vreo zi întreagă, 24 de ore, poate chiar 48, deci nu mai știu, am vreo 2 săptămâni am stat în spital, n-am mai postat nimic, deci vă dați seama.
cum am pierdut noțiunea timpului. Bă, un sunet n-am mai scos. Doar îl trezeau un pic, mai trezeau acolo să vorbească cu el, se culca la loc. Dar măcar n-am mai scos niciun sunet, a fost cu minte. De mă mai uitam să văd, ia mă mai respiră ceva, că dorma efectiv cu gura deschisă. O altă întâmplare. Mai fusese că aveam o babă în salon. Cum naiba aveam babă acolo la bărbați, simplu. Au adus într-o seară o pereche, un bărbat și o femeie bătrân și ei, care au avut accident de mașină. Ce face asta, trage în perete? Și a pus pomul în același salon. N-am mai pus-o pe femeia la salonul pentru femei. Mă rog. Bă, și i-am făcut toată o poză cum dormea. Dormea așa cu gura deschisă și avea niște nări cât gura când dormea. Și a fost mișto că mă întrebă un prieten, dădu mesaj pe WhatsApp: Povdile, cum o fi la morgă? Și am dat poză cu femeia cum dormea cu gura deschisă. Uite, cam așa e. Îs cam rău, știu. Da, a venit și baba aia, era cam într-o ureche, adică umbla gen cu cămașa desfăcută, bluză, pijama cu nasturi, ce naiba era, deschisă și atârnat, ce țâțea, nici măcar nu erau țâțe, erau niște bucăți de piele așa atârnând acolo. Zice că era o crustă de aia de la șnițel. Știți voi, a luat-o ăla de-l prăjești, îl pui pe piept de pui sau din ce fac mamele voastre șnițele. Zice că era o chestie de aia și a pus să atârne acolo, fără nimic în interior. Doar pielița aia, cum se spune. A luat-o ăla. Coc, nu știu. Îmi stă pe limbă, habana. La mormă și tu. N-am putut să-l mor și pe ăsta. Și la un moment dat face, se duce, închide ușa, eram în pat. Și îmi zice: Ovidule, întoarce-te că mă schimb. Eu repede m-am băgat cu nasul acolo, probabil cu unii trebuie. Dar ce, mă vedeai și tu? Ceva păsărică goală. Dar vă spun, bă, când vedeți o babă de-asta bătrână, nu vă doiți așa ceva. Bă, să-i fost măcar 40 de ani, să fi fost milf, dar nici așa nu era. Sau tot așa a întâmplat ce am făcut o zile trecute, că am mai fost până tot acolo la spital. În fine, prea multe detalii de dat, că vă explic degeaba. Ia, l-am omorât până cu siringa, zbun. Eram în cabinet acolo. Doctora vorbea cu maica mea de ce recuperare ar trebui să fac și a rămas cu asistenta dânsei. Bine că era flash-ul acolo. Și vine o fată, cam 21 pic de ani, cred că avea, că nu știu. Dar avea o frunte cam de la până la ceafă aproape. Hai, jumate dintre distanța între frunte și ceafă, e pe acolo, pe jumate avea, până acolo avea ea fruntea, mă rog. Și vine acolo și spune: Doamna doctor, e dincolo în cabinet, nu poți să te schimbi aici. Și eu văd numai că dă să iau o cheie de la un dulap, de la gen de vestiar, cum vedeți în filmele cu liceeni americani. Și am zis: ce dracu faci, se schimbă aici? Și am zis: hai să nu par nesimțit. Am scos și eu telefon și m-am făcut că mușcam pe telefon acolo. Da, doar și-au luat ceva și s-a dus în altă încăpere. Dar și eu am fost tare. Era cum mai se schimbe acolo. Bă, mi-o convenea măcar. La cât am avut o parte baba aia cu țâțele la iveală, era ceva. Chiar și scândurică cum era fătuca aia cu țâțele pușate. Era fain și așa. Ia să-l prind pe fraierul ăia să-i dăm una cu digălu, că eu cu digălu nu prea fac nimic pe surs. Hai, unde te-ai dus? Da, nici nu fac. Ia, ar n-ai bine venit somnul să-mi dea cu cuțitul. Ce să mai povestesc și eu vouă, că na, e totuși vorba de ce se sursă, trebuie să fie ceva mai special. Când am, mai ales că n-am mai pus de mult surs. Poate doar pe live-uri, uneori am mai făcut. Ce să mai zic? A, niște întâmplări din liceu, că tot l-am terminat. Ce să vă zic de liceu? Gata, știu una. Eram odată pe hol. Mai mulți din clasele, și băie și fete, așa. Noi era acum trebuie să termină școala, cine știe. Ieșisem noi pe hol și trece un prieten al unui coleg care mai mic ca noi, venise de la altă clasă, mă, și avea cunoștințele în clasă. Și mă întreabă pe mine și pe o colegă: auziți, dar voi nu sunteți frați și facă parcă semănați. Într-adevăr, eu de-abia venisem din spital atunci, după spitalizare venisem că am fost de vreo 4 ori am fost internat eu, de când am avut problema asta cu umărul, din ianuarie până acum de 4 ori. Și de-abia venisem după internare și
Eram așa mai gălbui la față, mă, și de colorasem. Eu sunt mai ciocolatiu de felul meu, așa, unii zic că de la care fură fier de prin Țăndărăi, de prin ce localități, zice, mai știți voi, Râncăciov, cum mai avea Rafael cândva, mă rog. Sunt așa, mai ciocolatiu. Nu-s din ăla, așa de mai să fiu mai ciocolatiu, cum un 50 Cent, na. Ca să vă dau un exemplu. Și mamă, coleg așa mai gălbuie, ca e corcitură, tasul de la. E exact ca ăla cu unui problem de război. Moare, burtă de bere, cea furată și măsa moldoveancă. Cine știe, probabil că s-o fi găsit semărite mai aproape de București aici în sud, că e că o fi traiul mai bun, dar nu, aici în județul ăsta nu e. Și aia e corcitură de moldoveancă, cu țigancă, cu toate cele. Și mă rog, cum eram eu mai decolorat la față, dar abia ieșisem din spital și aia galbenă cum e de felul ei. Ne-a întrebat ăla, bă, voi sunteți frați ceva de semănați? Aia face, cum să semăn cu Ovidiu, nu știu ce semăn eu cu ăsta? De la care am zis, da mă, sunt prea frumos să fii tu, sora mea. După aia tot a ținut-o așa. În următoarea pauză, la fel făcea, cum putea să spună ăla că semăn cu Ovidiu? Bă, dar zici că... I-a spus, dar zici că ea era ceva gen, nu știu, fotomodelă Bianca Drăgușanu și face comparație între ea și un boschetar, bine, diferență între mine cum arăta acum nebărberii netuns, na, să zicem. Am văzut aurola și cărora nu le crește barbă și par mai îngrijiți ca mine, dar asta e altă parte, eu măcar mă mai spălni când în când, revenind. Tot a continuat asta și pauza următoare și probabil i-am zis, da, mă, semnă, am doi mari, negri, urâși cu pula mare, direct, așa i-am zis. Un prieten de-al meu care m-a super bine, un coleg din clasă, nu mai putea de râs. Și altul în schimb care se șochează la ce tâmpenii zic, deci bă, ăla se crede el mare, tâmpit, așa, prăjit, nebun, dar îi dau o lecție, îl fac să-și facă și cruce, așa. Se crede el șmecher, nu știu, tare, nebun și îi dau eu lecții. Când îi dau lecție își face cruce să pară că eu n-am simțit umorul lui de ăsta gen cu mare zapii TV, adică dus la extrem, nu? Mă rog, și un întreg semestru, nu întreg semestru, jumătate de semestru de prin, nu știu, martie, aprilie până când am încheiat. A 12-a am tot ținut-o langa că asta e sora mea și făceam rău mișto de ea. Dacă vorbea ori sau ceva, îi ziceam, soro, așa vorbește, spun lui tactul când ajung acasă. Sau... Altă chestie, nu știu ce avea dragi pe mine, habar n-am, eu-i fi fost crash, habar n-am, mă doare fix undeva. Și... nu știu ce i-am zis eu, i-am zis eu așa, mi-a zis și ceva și i-am zis, soro, vezi că ți-a rămas urmă de la șurubelniță între dinți, că ea are... strungăreață, îi zice o dată că poate să și scuipe pe acolo. Ne-am zis că a rămas urmă de la șurubelniță. Sau altă dată, un coleg pune manele pe telefon. Și începe cu altul să danseze pe acolo. Și eu ce fac? A, puneți manele? Bine, iau telefonul, îl pun într-un colț al clasei ca să răsune mai tare, în caz că nu știați. Dacă vreți să zicem, nu știu, să vă răsune mai ca lumea telefonul, când puneți muzică de pe el, să-l băgați într-un pahar, evident, fără apă în el. Nu faceți ca aia care își mai încărcau telefonul în cuptorul cu microunde și aveau pretenția să le meargă după aia. Sunt nebuni care își cărcau iPhone-ul, cuptorul cu microunde și iPhone, dacă era un Nokia mai înțelegeam, era ieftin și indestructibil eventual. Așa. Și l-am pus într-un colț acolo al clasei ca să răsune mai bine. Și am dat acolo tare și face aia la mine. Ovidiu, închide WC-ul ăla, de la care eu te-am pus mă să deschizi gura. Și am făcut-o să tacă un coleg și că... Băi, ești nesimțit, băi, ești nesimțit. Altul tot așa, tovarășul al meu nu mai putea de râs. Bă, e bine că aveam pe careva care să mă înțeleg cât de dement îs. Alții sunt mai șocați așa la glume, mai tâmpite, nu știu ce, măcar. Deci am un coleg, tot respectul pentru băiețașul acolo, mă distram cel mai bine la școală. Cred că singurul lucru pentru care mă duceam la liceu pentru colegul ăla. Ok, asta suna ca în gay, știu. No homo, ok? Ai, cu mine asta. Îmi dai tu lamă, nu-mi dai tu lamă așa ușor. Ce dracu-și prea are ăla? A, cu Joker, mișto. Și ca de cât de multe tâmpenii făceam eu cu colegul ăla, ne apucam să facem gen, știți că Naruto, ăla ca să facă un fel de bilă de-aia, de putere, nu știu cum ne-a se chema. Gen, cum avea Sasuke de așa niște fulgere, și făcea cuva în palmă și făcea o bilă cu niște fulgere, Naruto avea alta, cu niște valuri sau nu știu cum era. Cei care v-ați uitat Naruto când erați mici, voiam să zic, când erați de vârsta mea, de parcă se uită studenții acum la bine. Așa.
Aveai loc, deci mai făcea o hologramă, dai o clonă și unul ținea palma, unul vârtea și unul mai făcea ceva, nu mai știu. Sau unul ținea palma și doi învârteau ceva de genul. Și începeam cu colegul ăla să mai luăm de ăștia de prin clasă, îi punem, ține palmele așa, cum? Ține palmele așa, începea să facem incantațiile aia ce le făcea Naruto. Bă, eram tâmpiți rău, ne apucam să cântăm Regele Șaman sau aia cu poți să-mi zici că-s fraier, de-am pus-o și în cel mai cancer video 3 și în mai multe locuri. Ne-am pus și videoclipul ăla cu 10 minute, făceam la tâmpenii cu colegul ăla. Mor mă și tu, așa. Sau la un moment dat făcea mișto de alți colegi care ăia se udă dacă vorbesc cu o fată cu ei. Și era în genul, ai mă ăștia, ar mai fi virgini și ziceam de unii, ci că ăla. Păi ăla dacă ăla știi cum are ața, e lanț de câine, lanțul care leg o câine ăla în mare sau... Mă rog, mai aveam niște colegi. Apropo, mai aveam eu un coleg tâmpit, hai să nu dau, să nu vorbesc de ăla ca idee. A început el să vorbească prost, chiar la finalul clasei a 12-a, când mai era puțin, o săptămână, două, trei, ceva pe acolo, bă, și ne-am pus toți călare, pe bine, nu la propriu călare să-l călărim, că nu era orgie sexuală între băi, ce dracu, dar să facem mișto de el, că vorbise la iurea, de noi așa acolo, începea să ne jignească, fără motiv. Bă, și au început. Unul a pus boxa cu manele, i-a pus-o pe bancă, ăla nu i-a făcut nimic, s-a dus, i-a dat, dădea din cur prin fața lui. Nu știu ce, profesorii tot de el s-au luat. A fost mișto rău. Dar după aia și-a cerut scuze pentru că a vorbit urât și a cerut scuze mai mult, doar mie și unui coleg ăla cu care făcea chestiile aia din Naruto. A știu cui să-și ceară scuze măcar, ăstora mai simțiți. Dar restul ne... N-au fost așa manierați cu el. Păi nici nu știu cât timp filmez, hai că mai fac câteva kilo și încheie. Am zis să mai pun niște CS surs așa de dragul vostru, că am văzut că mi-a cerut foarte mult Counter-Strike și bine că mi-a dat ăsta una cu grenada. Bă, da, am făcut la mea, am făcut mai devreme. Hai să dau un rush pe mid, cu ce avem noi aici, pistol, ăsta, bun, M4, perfect, dă-i tare. Fii atent, pe fraierul ăla luăm așa, puf, l-am luat? Nu l-am luat. Dar mor, mă. În sfârșit. Numai pe lângă îi dădeam. Hai că fac rush pe video. Fete. Unu out. Ne dăm în spate. Hai că facem acum. 2 kilo și atât. Stai mai încerc una. Bine că-mi tot vibrează acum telefonul. Nu înțeleg de ce. Ia notificare. A postat Coțofan 2007. Sigur, probabil a uitat să pună numele la clip sau cine știe. O fac tu pe acum, nu-i problem de război. Dar da, bine că s-a schimbat acuș. Bă, și omora ăla. Păi cred că încheie ce videoclipul, chiar nu știu de cât timp filmez, cât o fi ceasul acum. Mă, dacă mai vreți episod de CS Surs, lăsați-mi un comentariu, scrieți-mi chiar, acum, puneți pauză la videoclip, pentru cei care ați ajuns până la final, și spuneți-mi, care este CS-ul vostru preferat și de ce? Lăsați-mi un comentariu cu CS-ul vostru preferat și dacă aveți și întâmplări de-astea pe la școală, puteți să-mi lăsați, da? Nu, cred că o să fac cu vineri 13 cu întâmplări de la școală, și din generală, și din... liceu sau și din graniță, că am una care chiar o să vă șocheze, aia o să fie mondială. Da, în fine, ia hai că văd că nu mă mai omor, ia să dau, oare ajunge asta până aia, dar nu cred, n-a ajunge, sau, acum vezi skill, am crezut că a fost skill-ul meu ăla, aia că l-am luat pe fraierul ăla, le-au și pe ăsta, nu l-am mai luat, avea că n-avea să-i fac pe distanța aia. Bun, deci cam atât și cu acest videoclip, eu sper că v-a plăcut, lăsați-mi comentarii cu care este CS-ul vostru preferat. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!